Stimați telespectatori, Hristos a înviat! Unul din protagoniștii noștri care îl găsim însemnat, consemnat, arătat, descoperit și vădit de Dumnezeu în filele Sfintei Scripturi, îl găsim în învățătura spatristică și a Sfinților Părinți, în învățătura geografică și a vieții noastre personale, este și Pismașul Diavol. Se spune întotdeauna că atunci când greșim ceva, diavolul le devine. Dar trebuie întotdeauna să ne punem o întrebare. Numai diavolul este de vină? Trebuie să ne punem întotdeauna o întrebare. Numai diavolul ne-a pus să greșim? Deci noi trebuie să știm că omul a fost înzestrat cu arma bunăvoirii, cu arma înțelegerii, cu arma priceperii, cu arma înțelepciunii cu arma discernerii, cu duhul temerii de Dumnezeu și -a, și a temerii celei sfinte că poți greși și atunci spune așa privegheați și vă rugați ca să nu cădeți în ispită că potrivnicul vostru diavolul umblă ca un leu și caută pe cine să înghită. Apostolul Pavel ne atrage atenția că diavolii se luptă cu noi prin lucrarea necurată și nevăzută în mod fățarnic și la nevedere și la vedere, așa cum arată și agiografia patericală, și diavolul poate veni sau poate să ne cerce în fel și chip, dar atunci când suntem îngrădiți de darul lui Dumnezeu și de lucrarea lui Dumnezeu, el nu se apropie. Voi încerca să scurtez ideea că diavolul ar fi de vină atunci când vorbim de omul care nu are teama de Dumnezeu, care este lipsit de harul rugăciunii, care este lipsit de harul bunătății, care este lipsit de harul milosteniei, de harul omeniei, de harul bunei cuvințe, adică de a fi un om. Noi spunem în societatea acesta nu-i om, ferește-te de el că nu-i om. Ei, un om care este stăpânit de diavolul după învățătura Sfântului Efrem Siru este și stăpânit de patim. Omul care este stăpânit de patim umblă în întuneric. El este sub lumina întunericului și ne spune Scriptura. Ochiul este luminător pentru trup, deci noi ne bucurăm de frumusețea celor pe care le vedem. Și spune cer, le spun slava Lui Dumnezeu și facerea mâinilor Lui o vestește tăria. Dar în același timp spune că luminătorul sufletului este mintea. Dacă vom avea o minte întrezvie, noi vom avea candelele le aprinse. Dacă ne uităm în pilda care se spune permanent la Sfântul Maslu, Că erau cinci fecioare înțelepte care aveau un de lemn în candelă. Deci, o feștilă, ca să nu se stingă, trebuie să aibă un de lemn, nu candelă. Că feștila se poate ține în orice. Dar feștila minții trebuie să aibă întotdeauna un de lemn învățăturii Sfinte și a cunoașterii de Dumnezeu. Și vedem alte cinci fecioare care erau neînțelepte și nu aveau un de lemn în candelă. Dar se pare că, pe timp ce ele și-au realizat faptul că nu au un de lemn în candelă, a uitat de timpul liturgic al lui Dumnezeu și de venirea mirelui, cum spune la mezul nopții, s-a făcut strigare, iată mirele vine, deci este chemarea la înfățișarea înaintea lui Dumnezeu, noi nu știm parcursurile vieții, deci știm că viața este 60, 70, de vor fi în putere 80, apoi urmează o stenială și durere, dar nu știm anii binecuvântați de Dumnezeu pentru fiecare, de aceea trei lucruri pe care trebuie să le facem întotdeauna este să fim cu candela și cu feștila aprinsă în candilă să se vadă feștila pâlpâind, adică trezvia minții noastre în dorul de Dumnezeu și de cer și de unire cu lumina taborică și dumnezească, dar în același timp și unde lemnul fiecarei fapte bune și a fiecărui gest frumos făcut în numele lui Dumnezeu. Se spune că doi călugărași într-o pustie, găsind un om mort, a văzut că l-a adus cineva și l-a lăsat acolo, a zis: Așa știți rândul el, îngropați-l, faceți ce vreți cu el. Eu sunt sărac, n-aș vrea să-l văd mort în drum. L-au dus la mănăstire, l-au îngropat, era o vreme săracă, n-aveau cu ce, l-au prohodit, l-au pus acolo. Și la întoarcere acela le-a spus: dezgropați l că mai am la el un act. Când l-au dezgropat pentru credința curățeniei lor și ascultării și a temerii de Dumnezeu și a încrederii în Dumnezeu, în locul mortului au găsit un sac cu bani. Acolo, îngerul a lucrat ca ei să nu mai fie în sărăcie, pentru că cel ce crede în Domnul are de toate. Bogații au sărăcit și au flămânzit.